Suntem pe primul loc în Europa la capitolul mame minore. Aceasta este concluzia unui studiu efectuat anul trecut de UNICEF. Mai grav este faptul că numărul acestora este într-o continuă creștere. Dar care sunt cauzele acestui fenomen? Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Constanța, multe dintre fetele care rămân însărcinate pur și simplu nu folosesc nicio metodă contraceptivă sau le aplică incorrect, deși au cunoștințele necesare. Cazurile de minore care rămân gravide la vârsta în care ar trebui să se joace cu păpușile sunt din ce în ce mai dese. Potrivit statisticilor, una din 25 de mame din România are mai puțin de 18 ani. De vină ar fi lipsa informării, dar și mediul familial din care provin. Metodele artificiale de contracepție, cea mai utilizată dintre ele este una dintre metodele de barieră, prezervativul, pentru care se folosește de către bărbați pentru contracepție. Există de asemenea și prezervative feminine. De asemenea, femeile pot să folosească la contracepție diafragma în asociere cu niște substanțe numite spermicide, care omoară spermatozoizii. Vorbim despre contracepție hormonală, metoda calendarului, dar asta pentru cuplurile stabile. De asemenea, metoda glerei cervicale sau a temperaturii bazale, care vorbesc despre creșterea temperaturii. Iar acestea nu sunt toate. Pe piață se găsesc multe contraceptive la prețuri accesibile. Chiar și așa, de multe ori, tinerii uită să se protejeze. Informațiile de aici ajung și în mediul rural, pentru că există și acolo cadre didactice și personal medical. Problema este că multe, nu pot să zic toate, din aceste tinere care rămân însărcinate la vârste tinere, ori nu sunt prinse în școală, nu sunt cuprinse într-un sistem de învățământ, sau nu au contacte, nu ies la lumină, nu au prietene, n-au ajuns la cabinetul medical individual, n-au ajuns în contact cu un formator, cu cineva cu care să stea de vorbă. Depinde și familiile din care provin, depinde și legătura pe care o au cu mama lor. Pentru o bună îndrumare în acest domeniu, tinerii sunt sfătuiți să apeleze la medicul de familie. Cei mai mulți consideră însă că adevărata problemă este în mediul rural. Considerați că tinerii din ziua de astăzi cunosc metodele contraceptive care există? Nu, sigur nu. Și mai ales în mediul rural, precis nu. Cred că trebuie să ne axăm și pe... Crezi că trebuie mai multă informare în școli? Da, și în școli. Nu știu în ce măsură, n-am mai luat legătura cu școlile, nu știu. Dar cred că la oraș e altceva. Este netul, sunt mai multe surse de informare. Habar n-au. Și nu există un program ăsta prin care să fie informați. Și înainte vreme se făceau în școli educație sexuală și, eu știu, era promovată povestea asta. La acum, la noi, abundă, deci, canalele de televiziune din astea de, eu știu, bombe media și nu știu ce chestii de felul ăsta. Ce e necesar, nimic. Păi eu știu, întrebați-i pe ei, eu nu prea cred că știu. Înainte se făcea informare în școli, acum credeți că se mai face? Nu am idee, nu știu, am terminat cu școala cam de mult. Acum ai cinstit, nu cred. Ar trebui făcute astea, tinerii, dar numai că trebuie să ducă la școală. Din 2009 și până în 2013 au fost înregistrate peste 50.000 de mame minore, după cum spun datele centralizate de Ministerul Sănătății.